Bună seara, suntem din nou împreună la Iluzii Prejudecăți Perspective. Tema emisiunii din această seară, de ce latră câinii în Giurgiu? Se știe că Giurgiu este foarte cunoscut în țară, nu? Și de foarte mulți ani pentru câinii săi. Chiar Marele Caragiale a făcut referire la acești câini. Aș face așa o scurtă comparație, să zicem, între un câine și o pisică, fiindcă mă gândesc că poate am fi putut să-i punem titlul și de ce miorle pisicile în Giurgiu. Se spune despre un câine, nu? Stăpânul are grijă de el, îi dă să mănânce, îi dă să bea apă, gândește câinele, e un zeu, nu? Despre stăpânul său. Motanul, stăpânul său îi dă să mănânce, îi dă să bea apă, motanul gândește, sunt un zeu. Dar dincolo de aceasta, de aceste referiri la câini, o să vedeți că există foarte, foarte multe motive pentru care câinii din Giurgiu latră. Invitata mea din această seară este Clara Mărculescu. Bună seara, bine ai venit, Clara. Clara este șef serviciu la Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius și mă gândesc că fiind șef serviciu la Centrul de Afaceri, nu, în general oameni de afaceri sunt bogați și Clara Bănescu are un salariu foarte mare. Șef serviciu la Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius. Aici trebuie făcută o precizare. Eu, într-adevăr, sunt și antreprenor. Dar pentru că sunt șeful centrului de afaceri, centrul de afaceri este, inițial a fost instituție publică, iar acum este serviciu în cadrul Consiliului Județean, deci pot să spun că ține de administrația publică locală. Asta nu înseamnă că salariul meu ar trebui să fie unul mic sau mare, ar trebui să fie unul decent. Nu îl spun aici, dar... întotdeauna se poate mai bine și întotdeauna se poate să fie echilibru și recompensă pe măsura muncii. Am spus că tema emisiunii este de ce latră câinii în Giurgiu. Aș vrea, Clara Mărculescu, pentru început să facem câteva referiri și la presa giurgiuveană. Toată lumea spune, nu, mai ales presa, oamenii politici trebuie să se schimbe, nu alt mod de a face politică, strada cere acest lucru, dar oare presa nu trebuie să se schimbe? Modul de a face presa? Cu siguranță. Vă mărturisesc că nu am fost foarte atentă la activitatea presei în ultimii ani. Cel puțin de când lucrez în administrația publică locală. Eram atentă la evenimentele importante, nu citeam foarte mult, nu în amănunt. Am fost foarte atentă începând de anul trecut, de la sfârșitul verii, pentru că am văzut o schimbare de atitudine a unor oameni pe care îi cunoșteam și despre care credeam că acționează în spirit civic și acționează pentru o informare corectă și pentru a-și desfășura activitatea aceea de jurnaliști, de ziariști, de oameni de televiziune, pentru a fi în folosul comunității. A se respecta pe ei înșiși și a respecta pe ceilalți. Sigur, întotdeauna nimeni nu e perfect. Putem găsi slăbiciunile oamenilor. Nu ar fi indicat a expune în presă slăbiciunile personale ale oamenilor publici, politici, ci mai mult faptele acestora. Și mai ales faptele oamenilor politici și publici care aduc atingere cetățenilor. Pentru că până la urmă tot ce înseamnă administrație publică locală înseamnă gestionarea unor fonduri publice la care participăm cu toții. Revenind, fiind mi-a tras atenția o schimbare de atitudine și o agresivitate extraordinară la niște oameni pe care credeam că îi cunosc. Și de atunci, într-adevăr, am început să fiu din ce în ce mai atentă, să citesc presa, nici nu știam, toate ziarele online sau tipărite din Giurgiu, televiziunile sunt puține, pe acestea le știam.
Și după jumătate de an sau mai mult, sunt foarte dezamăgită de tot ceea ce se întâmplă în presă. Sunt dezamăgită de oameni. Într-adevăr, am avut așteptări. Nu trebuie să avem așteptări. Oamenii ne pot dezamăgi întotdeauna. Noi așa suntem. De la Adam și Eva, noi suntem oameni căzuți și tot pasibil să-i dezamăgim pe ceilalți. Modul în care o facem însă, conștient, intenționat, răutăcios, agresiv de multe ori, într-un mod mincinos, neadevărat, doar pentru a denigra, aceste lucruri nu pot fi acceptate sub nicio formă, iar persoanele din presa scrisă, online, televiziune, care s-au comportat într-un anumit mod de-a lungul timpului, eu nu le-am luat seama decât v-am spus în ultimul timp, cu siguranță că s-au autocalificat și nu vor putea să se reabiliteze în fața cetățenilor sau în fața celor pe care i-au jignit în mod nedrept mult timp, de acum încolo, poate niciodată. Să fac și eu câteva referiri la presă, de pildă Giurgiu Net, care inventează cu frenezie sondaje. Nu o să discutăm despre sondaje absolut nimic. Inventează sondaje. A inventat un sondaj, echipul e făcut de CNSB București. CNSB București nu există. În Giurgiu acum se spunea că sondajul a fost realizat pe un eșantion de plus sau minus 3%, un eșantion. Acolo era vorba despre marja de eroare. În această după-amiază a mai apărut un nou sondaj. Un sondaj făcut de Asond. Asond nu există. Dar această denumire e o, mă rog, ține mai mult de umor involuntar, așa denotă și o ignoranță crasă, fiindcă Asond înseamnă fără, sond te duce cu gândul la sondaj, deci fără sondaj, cumva gura păcătosului adevăr grește. Am mai citit o chestie absolut mizerabilă într-un alt ziar, descalificantă pentru autorul său, nici nu mai dau numele ziarului, fiindcă nu merită, aruncată pe piață în ultima clipă, acum câteva ore. Cu siguranță că vor mai apărea asemenea știri, nu? Care să dezinformeze, să-i manipuleze pe giurgiuveni, și am impresia că acești tipi, procedând atât prostește până la urmă, nu? Că într-un mod simplist, vulgar, grosolan, am impresia că au și o părere foarte proastă despre giurgiuveni. Ei consideră că giurgiuvenii pot fi manipulați cu multă ușurință, totul se poate rezolva. Da. Am mai citit încă o chestiune, mă scuzi, Clara, de pildă în jurnal giurgiuven, povești pentru copii, doar niște precizări. Primarul X, citesc, primarul X, nu-i dau numele, devine nolens volens și am încheiat citatul. Adică, na, e greu de acceptat un nolens volens, adică nevrând vrând. Corect era volens, nolens, nu? O altă chestiune, ce copiii au avut liber de ziua lor de 1 iunie. Nicăieri pe teritoriul României copiii nu au avut liber de ziua lor pe 1 iunie. Probabil că de anul viitor se va legifera și se va întâmpla acest lucru. Iată o dezinformare crasă. Pe urmă apare în articol sintagma grețoase laudatio. Laudatio nu se scrie cu ț, se citește laudatio, dar se scrie laudatio. Pe urmă, grețoase laudatio înseamnă grețoase laudă. Corect era grețoase laudationes. Deci sunt niște chestiuni în care dacă te bagi neavând cultura generală, întreci măsura și automat urmează prostia. Așa că au de ce să latre câine în Giurgiu. Că de foarte multe ori, multe prostii, și eu comit prostii, nu, oamenii în general sunt predispuși la prostii, prostie ca ignoranță, nu, prostie ca întrecerea bunului simț, ca întrecerea măsurii și așa mai departe, nu, nici eu nu sunt ferit, și eu comit prostii, nu, fără discuție. Toți greșim, dar, cu voie sau fără voie, așa cum am spus. Există prostia oamenilor deștepți, există prostia oamenilor proști, există zeci de feluri de prostii. Aici sunt mai multe aspecte. În primul rând, exemplele pe care le-ați dat dumneavoastră, sigur, ocupă așa un spectru larg, de la injurii până la minciuni, până la dezinformare, până la
dispreț față de oameni, până la urmă, și desconsiderare față de cititori. Cred că este important a spune că aceste persoane nu fac aceste lucruri pentru a se distra sau din convingere. Dacă un om este convins de anumite principii în viață, de anumite lucruri, atunci el va susține acele lucruri indiferent indiferent de situație. Aici avem niște ziariști care sunt plătiți să aibă o anumită opinie sau o anumită poziție față de persoane și situații. Deci este cu atât mai grav. Practic, aici, în aceste cazuri, conștiința, demnitatea sunt de vânzare și au prețul pe care acești oameni l-au primit pentru a scrie asemenea lucruri neadevărate, ca să nu folosesc niște cuvinte care s-ar potrivi urâte, dar care s-ar potrivi pentru a caracteriza aceste articole și aceste lucruri. Vedeți, vă spuneam mai devreme că sunt foarte dezamăgită. Sunt dezamăgită și, din păcate, societatea merge într-o direcție greșită. Și cu societatea și noi, și oamenii din televiziune, din presă, politicienii, administrația publică, învățământul, nu este niciun domeniu care este ferit. Acest domeniu despre care vorbeam până acum, al mass mediei locale, însă este unul de la care te aștepta și ai avea pretenții, pentru că presupui că sunt oameni culți, oameni, nu știu dacă oameni care au citit mult, dar măcar care scriu mult și dacă scrii, citești, scrii, citești, te mai educi pe parcurs. Vedeți, conștiința și demnitatea nu și le-au educat, ci au fost scoase a fi cumpărate. Din păcate, nu-și dau seama că pentru orice sumă, nu știu, am văzut contracte ale unor ziare online locale și au fost și sunt într-adevăr extraordinare, sunt niște sume exorbitante. Chiar și așa, demnitatea unui om nu poate fi cumpărată. Nu poate fi cumpărată. Dar pentru sumele acelea pe care le-am văzut, contractele de la primărie de miliarde, dacă un ziar poate să aibă un ziar online și o firmă poate primi un contract pe an de sute de milioane și miliarde, mă refer la opinia Giurgiuveanului, pe o firmă fără niciun angajat, atunci vă dați seama că nu există limite, li se pare că pot să facă orice. Au devenit sclavii celor care îi plătesc și atunci aduc injurii, dezinformează și se pretează la tot felul de astfel de metode care îi descalifică. Dacă vă amintiți, acum 4 ani s-a mai întâmplat ceva de genul incidentului pe care îl aminteați mai devreme. Nu vreau să insistăm pentru că este total este abject, ceva abject. Da, nu poate fi calificat așa ceva. Nici măcar nu dezinformare, nici minciună, nici este așa ceva ce nu poți cu mintea să cuprinzi. Sau că un om decent poate să scrie așa ceva. Acum 4 ani s-a întâmplat la fel, ceva de genul acesta, cu unul dintre candidați atunci la primăria municipiului. Este total dezgustător. Eu vă spun pentru un om care nu este, eu nu fac parte de niciun partid politic, am simpatiile mele, uneori am fost transparent în aceste, în a spune simpatiile pe care le-am față de anumiți oameni, nu partide, oameni.
E foarte important. Nu poți să spui că un partid este bun sau rău, ci poți să spui despre niște oameni că sunt cinstiți, educați, corecți. Atunci când au avut ocazia, au demonstrat competența și profesionalismul. Deci nu poți să spui că partidul cu tare e bun și alt partid este rău. Și am văzut atâtea exemple, când pe plan local, reprezentanția unui partid care la nivel național se comporta și conducea destul de bine, la nivel local a fost un dezastru sau reprezentanții acestuia nu le făceau cinste. Da? Deci vedem fel și fel de cazuri. Da, să spun, fiecare om este unic, este suma a tot ce a întreprins până atunci, a faptelor sale până la urmă. Este important și ce vorbim, dar până la urmă mai important este ce facem. Pentru că prin fapte suntem exemplu pentru cei din jur. Am văzut multe persoane care știau să expună foarte bine adevăruri, dar nu le puteau pune în practică. Și atunci, până la urmă, faptele contează. Și cum ne autocalificăm și ne definim în relația noastră cu cei din jur. Și de asta vă spun, acești oameni care nu văd dincolo de o zi a alegerilor sau dincolo de un anumit eveniment pe care ei îl consideră important, vor primi ceea ce merită. Să nu credeți că acest comportament va rămâne neamendat. Și singurii care vor avea de pierdut, ei vor fi, nu-și dau seama de asta. În schimbul unor sume de bani, practic s-au vândut și și-au vândut conștiința, așa cum am spus. Totuși să inventezi un institut de sondare a opiniei publice, nu o invenție crasă, o să inventezi nu? Orice. Și nu, dar să-i pui denumirea nu ASOND, sondaj realizat de ASOND. A însemnând fără. Sond te duce cu gândul la sondaj. Am văzut lucruri mai rele de atât. Cum am vorbit mai devreme, am văzut lucruri mult mai rele de atât. Referitor la Giurgiu Net, acolo este un fenomen care m-a dezgustat total. Eu o cunosc pe Cătălina Sfetcu foarte bine. O cunosc de când lucra la Valahia TV și o cunosc din relația mea cu presa ca reprezentant al centrului de afaceri. Ea cunoaște foarte bine activitatea centrului de afaceri, mă cunoaște și pe mine, l-a cunoscut și pe domnul Beanu foarte bine și cu siguranță cunoaște și... Nu mai dăm nume de... Iertați. O schimbare de poziție și o recunoaștere a faptului că scrii și te poziționezi de partea unei tabere care te plătește, mi se pare că este o afirmație nefericită, total, iar agresivitatea pe care am văzut-o, nu știu ce motivație care să poată fi acceptată are. Clara Mărculescu e și președinta unui ONG, nu? Sunt președinta Asociației Eastern Danube Convention and Visitors Bureau și de asemenea sunt antreprenor. De când am ieșit din facultate, am tot avut afaceri. Acum sunt la a treia afacere. Prima dată am avut un mic bar cu un pub, un mic restaurant și cu o terasă, după care o firmă de consultanță și acum produc cosmetice 100% naturale. Aceasta este o pasiune, dar ușor, ușor am făcut-o să devină afacere. Excelent! Da, m-am hotărât să produc cosmetice 100% naturale din nevoie, dintr-o nevoie pe care am avut-o, dintr-o suferință în familie. Am citit foarte mult, am studiat și am văzut cât de importante sunt acțiunile noastre, de la alimentație până la hainele pe care le purtăm, materialele, produsele cosmetice și
am hotărât probabil că puteam să fac orice altceva, probabil că puteam să fac sucuri presate la rece pentru detoxifierea organismului sau orice alte lucruri pe care le-am întâlnit și studiat pe parcurs, dar producția de cosmetice naturale mi s-a părut și foarte interesant. La început nici nu mi s-a părut un lucru destul de complicat, dar acum este foarte frumos. Știu că ai și preocupări legate de mediu. Da. Știu că ai fost oripilat aproape, nu? De ceea ce s-a întâmplat cu toaletarea copacilor din Giurgiu. Am fost foarte supărată. Am fost foarte supărată, mai ales că se întâmplă ca în diferite societăți, firme, societăți subordonate care acționează în cadrul municipiului Giurgiu, activează foști colegi de clasă pe care îi cunosc și la care țin foarte mult. Țin și acum, deși cu unii am avut discuții aprige și am fost foarte supărată, încă sunt supărată pentru distrugerea care s-a făcut, pentru că este iremediabilă. Am observat în presa online că un organism de control a sesizat același lucru pe care l-am sesizat și eu, și verbal lui George Pălălău, care este director Giurgiu Servicii Locale și mi-a fost coleg de clasă. Din păcate, de ce nu a gestionat bine această problemă, nu am înțeles. Din toate discuțiile pe care le-am avut cu el, nu am înțeles. V-am spus, distrugerea este iremediabilă. De acum încolo sper să nu se mai facă nimic de genul ăsta. Dacă se va mai acționa într-un mod brutal, neprofesionist, cu siguranță că voi spune cu voce tare ceea ce cred. Pentru că atunci a fost o suferință, vă spun, chiar o suferință fizică. M-a durut sufletul, mă simțeam rău, mă simțeam neputincioasă față de abuzul care se întâmpla cu arborii din Giurgiu. Să mai fie valabilă afirmația, de fapt, versurile Anei Blandiana, să mai fie valabile, fiindcă reacția societății civile a fost totuși una minoră în Giurgiu, nu față de ce s-a întâmplat cu toaletarea copacilor. Ana Blandiana, știu că scria la un moment dat și pentru asta a fost și interzis dreptul de semnătură, dreptul de a mai publica poezii, spunea, suntem un popor vegetal. Ați văzut vreodată vreun copac revoltându-se? Societatea civilă la Giurgiu a avut o reacție pe măsură? Nu, sub nicio formă. Asta este un lucru care te întristează și trage semnale de alarmă. Eu cred că de-a lungul timpului politicienii, cei care ne conduc, au testat ușor-ușor reacția populației și atunci când s-a putut, au întins coarda la maxim. Din păcate, dacă noi nu reacționăm, lucrurile vor merge în continuare din ce în ce mai rău. Nu există acest spirit civic. Nu există reacție nici din partea instituțiilor de control. Pentru că, în mod normal, pentru un abuz sau o ilegalitate, ar trebui să se sesizeze garda de mediu, garda forestieră, orice alte instituții de control pe domeniul respectiv ar trebui să se sesizeze. Am înțeles că garda forestieră s-a sesizat totuși. Foarte bine dacă s-a sesizat. 109 copaci tăiați ilegal. Atunci este foarte bine. Este foarte bine, însă este târziu. Este târziu. Este târziu, s-a sesizat în legătură cu 109 copaci, dar cu toaletarea abuzivă și făcută într-un mod cu totul neprofesionist, s-a sesizat. Am văzut și eu acel răspuns, care a apărut într-un articol de presă, și acolo nu se făcea referire la modul în care s-au toaletat copacii. Mie mi se pare că asta este un lucru foarte, în afară de distrugerea unui parc,
Mie mi se pare că asta este un lucru foarte important. Pentru că la anul se va reîncepe o toaletare, poate identică, Doamne ferește, dar este posibil. Lucrurile trebuie clarificate. Și oamenii trebuie să înțeleagă... Trebuie clarificate, în primul rând, prin apelul la specialiști, zic eu, nu? Sigur. Adică să nu mai procedăm după ureche, să apelăm la specialiști, nu? Nu. Da, vă spuneam că eu nu am înțeles... Noi românii, în general, avem impresia că ne pricepem la foarte multe lucruri, nu? Spre deosebire de Occident, acolo unde fiecare este omul potrivit la locul potrivit. Asta era și idealul lui Platon, de fapt. El considera că într-o societate, o societate dreaptă, este o societate în care omul potrivit e la locul potrivit. Fiecare să facă ceea ce știe, pentru ce s-a pregătit. Sper să se întâmple așa și la noi și societatea civilă, într-adevăr, să capete voce, nu? Sunt multe ONG-uri în Giurgiu, nu? Nu sunt, nu știu, sunt foarte multe. Din ceea ce știu eu, ONG-urile care activează se axează mai mult pe accesarea de programe europene și de fonduri europene, pentru că altfel nu ar putea să supraviețuiască sau nu ar putea să aibă activitate. Și mai puțin cu aceste sesizări. Cel puțin eu nu am văzut sesizări din partea ONG-urilor la Giurgiu. Nu am văzut. Odată Phoenix Animale sau, da, Asociația Phoenix de protecția animalelor a avut o poziție fermă față de abuzul față de câini, că tot vorbeam așa, aceasta este tema emisiunii. Și a luat atitudine, a fost și un meeting, am fost și eu la meetingul acela. Eram mică, dar, mă rog, mai tânără, dar am participat la acel meeting și mi-aduc aminte. În rest, eu nu mi-aduc aminte de mișcări sau poziții ferme față de abuzuri ale autorităților publice locale. Nu mi-aduc aminte. Stăm prost, într-adevăr, la gândirea critică. Nu prea suntem obișnuiți, nu, să gândim critic, nu prea suntem obișnuiți să gândim pe termen lung, nu? Gândim numai pe termen scurt, nu prea suntem obișnuiți să reflectăm, cel puțin astea sunt opiniile lui Sorin Costre. Sorin Costre, un profesor la Facultatea de Filozofie deosebit, tip, un tip tânăr, nu, publică frecvent în revista Dilema. El chiar spunea că acest proces de formare al gândirii critice, noi tot vorbim despre mentalitate, despre asta e vorba, nu? Tot amintim totdeauna mentalitatea, nu? Dom'le, trebuie schimbată mentalitatea, așa, de fiecare dată, nu invocăm mentalitatea. Dar acest proces de schimbare al mentalității ar trebui să înceapă, de fapt, de la grădiniță. Ar trebui să fie specialiști la grădiniță care să lucreze cu copiii. Specialiști la grădiniță care să învețe pe copii lucruri despre inteligența emoțională. Să învețe pe copii cum să-și identifice propriile emoții, să identifice emoțiile celor din jur, să se folosească de propriile emoții pentru a-și atinge scopurile și așa mai departe. Aceste lucruri se întâmplă în Occident cu specialiști, nu se întâmplă în România. Așa că de foarte multe ori vorbim despre schimbarea mentalităților, de fapt, de dragul de a vorbi, fiindcă în esență nu se face nimic. Nu se face. Mie, în legătură cu acest subiect, mie mi se pare că foarte important este sistemul de învățământ și distrugerea sistematică. Mie mi s-a părut că s-a dorit de la un nivel înalt distrugerea sistematică a sistemului de învățământ, pornind de la dezinteresul față de profesori și remunerarea acestora într-un mod inechitabil, injust până la urmă. Profesorii buni s-au retras, sigur că au mai rămas în învățământ profesori de excepție, dar sunt foarte puțini. Cei care au dorit o viață mai bună și un salariu plătit în mod corect s-au îndreptat către alte domenii, deși erau profesori și calificați și foarte buni în meseria pe care o desfășurau. După acest după această plecare a profesorilor din sistemul de învățământ, s-a umblat foarte mult la programa școlară, s-au introdus și s-au scos foarte multe din programele școlare. Eu mă amintesc că pe vremea noastră nu eram nici supraaglomerați. Ne-am educat și bine. Vorba aceea, sunt generații de oameni care acum sunt în poziții
sociale foarte bune și fac față cu brio. Sunt oameni decenți, educați, cu bun simț, buni profesioniști. Am în familie profesori. Unchiul meu este profesor și a fost și director de școală. Și este vorba despre Mircea Mărculescu. Mircea Mărculescu, da. Și îmi povestea că este dialogul cu copiii s-a îngreunat foarte mult și mai ales cu părinții. Dacă la școală profesorii nu mai au, repet, nu mă refer la niște cazuri anume, încă avem profesori buni, încă sunt clase bune și la liceu și la școli, dar per total se vede o degradare a societății, sau cel puțin eu așa o văd. Văd fel și fel de activități neconstructive la adolescenții și tinerii, școlarii noștri, și atunci nu poți să spui, nu poți să nu spui semne de întrebare. Deci, revin, atunci când la școală ești îngrădit și nu poți să educi, nu spune nimeni că nu trebuie să fii agresiv cu copilul, ca profesor nu trebuie să fii neapărat agresiv, dar nici noi, nu ni se întâmpla nimic, nici dacă ne zguduia puțin, nu ni s-a întâmplat nimic, nu am ieșit traumatizați de acolo, cel puțin asta este părerea mea, este o părere personală pe care mi-o expun într-un mod foarte sincer. Poate că nu sunt la modă, poate că nu sunt cu valul ăsta modern, venit de afară. Eu așa simt și așa gândesc. Deci copiii știau de respect, știau să respecte profesorii. Atunci când părintele era chemat la școală, răspundea și profesorul avea un cuvânt de spus. Acum, dacă părintele este chemat la școală, ceartă profesorul pentru eventuale observații pe care le face copilului. Acasă, în mod normal, există acest libertinaj. Părinții sunt foarte ocupați și stresați cu ziua de mâine și cu facturile și cu tot ceea ce trebuie să facă rost pentru a întreține familia. Și atunci, educația copilului se pierde. Nu, el nu știe că are reguli. Și în societate vedem aceste lucruri. Problema este că aceste reguli, regulile de politețe, nu? Aceste reguli trebuie să le respectăm, ele sunt o creație a întregii omeniri, de fapt. Reguli pe care trebuie să le respectăm. Să încălcăm regulile în creație, nu? Să le încălcăm în pictură, în poezie, în știință. Reguli, dar dacă cineva nu stabilește aceste reguli și nu le spune copiilor, că așa am început, de la copii va trebui început această... Fiindcă tot a amintit de copii, vreau să aduc și eu o laudă unei învățătoare din Giurgiu, se numește Constantin Ana Maria, este profesor la școala generală numărul 1, este o învățătoare care m-a impresionat nu numai pe mine, ci pe toți părinții care au copii la clasă la dânsa, o învățătoare excepțională. Extraordinar, nici n-am crezut că există așa ceva în Giurgiu. Vedeți? Asta vă spuneam. Încă mai sunt profesori buni și educatori buni pe care ar trebui să-i prețuim, pe care statul ar trebui să-i respecte și să-i remunereze în consecință, astfel încât și ei să dea tot ce e mai bun, deși în cazul în care se face performanță, și așa cum spuneați de această învățătoare, educatoare, Învățătoare. Acolo cu siguranță că există dedicație. Lucrurile se fac cu suflet, cu implicare. Am prietene care sunt profesoare. La fel. Clara Mărculescu, hai să revenim la, fiindcă tema e totuși de ce latră câinii în Giurgiu, nu? Și câinii din Giurgiu trebuie să aibă de ce să latre, nu? Fiindcă există motive. Cum crezi tu că s-ar putea rezolva problema pieței gros de pește, adică să nu fie o investiție inutilă? S-ar putea face ceva? Întotdeauna se pot găsi soluții. Eu cred, nu m-am gândit înainte la această întrebare, vă spun sincer. Da, păi nici n-am discutat despre ce. Nu m-am gândit, dar vă spun așa, acum ce m-aș gândi eu să fac, ce s-ar putea face. S-ar putea face un târg cu destinație permanentă. De exemplu, în interior să fie piață de pește, de
gros de pește și aceasta să fie impusă printr-o hotărâre de Consiliu Local, pentru că altfel observăm că doritori nu sunt. Da, pentru au fost acea locație. Multe licitații, nu e clar că nimeni nu va veni. Da, acolo este o problemă, să știți. Proiectul, am înțeles că se încheie în toamna aceasta, nu știu dacă în septembrie, octombrie sau august, nu știu, august, septembrie sau octombrie. Și până atunci este indicator ca piața să fie populată și ocupată. Da? Deci lucrurile nu sunt... Nu putem glumi cu așa ceva. Dacă indicatorii nu sunt îndepliniți, atunci banii sunt returnați. Parțial sau în totalitate. Deci cu fonduri europene, regulile sunt foarte stricte. Deci aici nu există larghețe și nici nu ne jucăm. Sunt lucruri serioase și ceea ce am spus că facem atunci când am scris un proiect, aceea trebuie să și îndeplinim. Și în mod normal că ți se cer rezultatele. La ce rezultate? La construcția unei case sau unei hale sau unei piețe, la ocuparea ei în proporție de cât la sută, la dotarea acesteia, depinde ce s-a scris în proiect. Nu știu exact, că nu este proiectul meu ca să știu detalii. Și afară, de exemplu, aș face un târg de produse vegetale, de exemplu, sau un târg cu producători locali. Promovat foarte bine, fără a le lua taxă, ca ei să fie, și aș obișnui lumea să, că acolo este un astfel de târg cu destinație permanentă, de exemplu. Sau se poate lua un exemplu din altă parte a țării, de la Tulcea sau din altă parte, unde, sau Constanța sau din Delta sau de undeva, unde astfel de piețe funcționează. Dar acolo cantitatea de pește este mult mai mare, sunt alte condiții. Acolo funcționează, sunt kerhanale, este ca o bursă de pește și în funcție de cerințele zilei, prețul pentru o anumită specie crește sau scade, deci exact ca la bursă. Lucrurile se pot reglementa și la noi, să nu credeți că nu se pot reglementa, dar trebuie specialiști, trebuie oameni care să știe, de asta vorbeam, oameni potriviți la locul potrivit, deci oameni care se pricep la aceste lucruri. Dacă noi nu ne pricepem, trebuie să întrebăm pe alții care au făcut asta sau trebuie să mergem în altă parte să vedem cum funcționează lucrurile, ca să luăm și noi exemplu. Da, e clar că e o prostie care trebuie reparată fără discuție, dar da, are un merit pentru mine. Are chiar acum când vorbeai tu despre piața de pește, despre ce s-ar putea face acolo, mi-a venit în minte niște versuri de ale lui Emil Brumaru. Da, iată că are un rol, piața gros de pește. Versurile sunt cam așa: un pește mic și foarte trist din Heleșteul Contelui s-a îndrăgostit de un ametist de la Inelul Contelui. Și într-o caleașcă a sosit să-i ceară mâna contelui, dar refuzat și adânc jignit, muri sub ochii contelui. Atunci un falnic servitor din ordinele contelui îl prepară cu cimbrișor pentru motanul contelui. Iată că piața gros de pește are un rol foarte important. Eu cred că din acest exemplu de proiect trebuie să tragem niște învățăminte. Și să înțelegem că trebuie să dezvoltăm și să inițiem proiecte care sunt potrivite pentru anumite locații, pentru anumite orașe, pentru anumită destinație, cu anumită climă, cu anumit relief și așa mai departe. Deci ideile pot fi bune și să funcționeze în altă parte, dar să nu funcționeze pentru noi. Da, deci degeaba o să facem, o să dorim să facem aici o pârtie de schi dacă noi nu suntem la munte. Deci cam așa. Nu spun că este cu totul nepotrivită. Noi suntem într-o zonă, suntem în zonă de Dunăre, dar lucrurile nu sunt optimizate sub nicio formă. Deci nu sunt optimizate și nici gestionate de profesioniști, așa mi se pare mie. Dar cu centrul de informare turistică, nu altă investiție, cel puțin până la ora asta eșuată, ce s-ar putea face? Se poate muta? Nu se poate muta? Cu centrul de informare turistică, eu am spus că este o idee bună. Acum ani de zile, chiar eu am fost și am propus acest
înființarea unui centru de informare turistică. El este necesar, dar locația în care este stabilit nu este cea mai fericită. Dacă ar fi fost așezat în altă parte, în port sau în vamă, ar fi avut cu totul, poate, sau la intrarea în jur, sau nu știu, trebuie gândit. Lucrurile trebuie gândite înainte să le facem. Nu mi-a venit o idee și o pun în practică. Trebuie să văd cum ajung la rezultate, trebuie să văd dacă îmi sunt necesare, trebuie să văd care sunt beneficiile de pe urma unui proiect sau a unei investiții. În situația în care să luăm situația de acum, acolo pot fi promovați foarte bine producătorii locali. Poate fi amenajat de asemenea, pentru că arată mai mult a birou, un centru de informare turistică, așa cum am văzut și eu în alte părți, pentru că v-am spus, nu trebuie să inventăm apa caldă, ci trebuie să ne uităm cum au făcut alții care au experiență în treaba asta. Poate fi amenajat în relief anumite și reproduse anumite zone din județul Giurgiu. Poate fi reprodusă o mănăstire, poate fi reprodusă o albie de râu, poate pot fi mulaje de animale, exemplu de floră, faună, ce avem noi în zona noastră. Știm că avem aici, cel puțin avem câteva plante care sunt pe cale de dispariție și unele care chiar ne reprezintă, anumite bujorul, avem și sărbătoarea bujorului și este specific pentru zona Comana, ghimpele și așa mai departe. Deci sunt mai multe plante care sunt specifice nouă. Apoi, materiale informative și suveniruri și sub formă de suveniruri angrenați toți producătorii locali. Vă dau exemplul meu. Eu aș putea să fac săpunuri în formă de turn al ceasornicului. Și să plece cineva cu un săpun în formă de turnul ceasornicului. De exemplu. Sau în forma județului. Sau diverse mulaje. Sau diverse țesături. Asta nu le pot face eu, dar sunt asociații care pot fi promovate sau producători care pot fi promovați acolo. Deci tot ce este autentic și ne definește pe noi ca giurgiuveni poate fi expus și promovat acolo. Despre Giurgiu la nivel național, în ultima vreme s-a vorbit foarte prost. Nu? Au fost niște evenimente care s-au petrecut în Giurgiu, mediatizate la televiziunile naționale. Ce s-ar putea face totuși? S-ar putea organiza în Giurgiu evenimente, să zicem, cu impact național, care să fie în beneficiu orașului și în același timp să creeze și o imagine pozitivă în România? Sigur că da. Îmi place foarte mult întrebarea și punctul în care am ajuns. Eu sunt președinte la această asociație care, în primul rând, își dorește promovarea din punct de vedere turistic a zonei regiunii Dunării. Și atunci trebuie să ne gândim din punct de vedere turistic, sigur, se ocupă de toată Dunărea și există o viziune mai amplă, dar pentru că sunt giurgiuveancă, pentru că asociația este înființată aici, în primul rând și cunosc resursele județului Giurgiu. În primul rând mă gândesc ce se poate face pentru orașul și județul nostru. O soluție pentru municipiu ar fi crearea acestor evenimente cu vizibilitate care să promoveze orașul și tot ceea ce avem noi, creat chiar un produs turistic, pentru că avem ce arăta. Și odată cu aceste evenimente cu vizibilitate, vreo două le-am propus eu. Unul este într-un proiect foarte mare, dar nu-l spun acum. Și altul a fost propus, a se întâmplat și sper, nu s-a putut realiza deocamdată, dar sper că în viitor să se poată realiza.
Este vorba de Giurgiu Bike Fest. Să vă dau exemplu acestui eveniment. Așa cum a fost el gândit și propus. Sigur că erau implicate mai multe asociații și asociații de ciclism și sponsori. Ne-am fi dorit și ne dorim administrația publică locală, județeană sau municipală. Și doream, de exemplu, foarte mult, și acolo am propus, a fi organizat un concurs național de ciclism pe perioada 2 zile în pădurea de la Bălănoia. Astfel putem să promovăm acea locație, Tabăra Stejarul, care din păcate este închisă acum. Am văzut că este închisă de la începutul anului și nu am văzut că funcționează prea bine. Gândisem vizite la principalele obiective turistice. Gândisem ca asociația împreună cu care organizam acest eveniment de amploare, repet, să vină cu câteva sute de bicicliști pe bicicletă de la București. În prima zi să ne oprim la principale puncte turistice, obiective turistice pe care le avem. Și mă refer aici la Catedrala Dormirea Maicii Domnului, la Schitul Sfântul Nicolae, la Cetatea Giurgiu, Podul Bizeț, Portul Giurgiu. Gândisem activități de recreere nautice, gândisem o amenajare într-un stil poate cu iz câmpenesc sau relaxat acolo în pădurea Bălănoaia, organizarea așa cum trebuie a unui concurs ce se dorește la nivel național și promovarea întregului eveniment în consecință. Promovarea este foarte importantă. Atunci când dintr-un anumit domeniu, vă dau exemplu cicliștii, pescarii, deci pe anumite tipuri de sporturi, de exemplu, sunt niște exemple, organizezi evenimente și le organizezi bine și le promovezi în consecință, cu siguranță că participanți vor veni din toată țara. Sunt oameni care nu au această barieră de distanță, de costuri. Pentru ei pasiunea este foarte importantă, sunt dedicați, participă la astfel de competiții și cu siguranță ușor, ușor aceste evenimente care de la prima ediție pot să aducă beneficii municipiului, în afară de vizibilitate și promovare și așa mai departe, dar beneficii financiare, cu timpul pot deveni de-a dreptul profitabile. Și să promoveze, că până la urmă asta ne dorim, să promoveze Giurgiu ca destinație turistică de weekend, pentru ecoturism, pentru agroturism. Repet, noi nu trebuie să încercăm sau să ne gândim că nu avem ce oferi, gândindu-ne că nu avem hoteluri de 7 stele sau nu. Noi nu concurăm cu destinații gen Antalya sau... Noi avem altceva de oferit. Noi avem de oferit natură, avem de oferit ospitalitate, avem produse culinare extraordinare, locașuri de cult care pot fi vizitate la fel extraordinare, pictate de pictori celebri, avem 2 biserici pictate de Tătărăscu. Deci avem ce arăta. Și prin realizarea unui produs turistic bine închegat, bine gândit, promovat și prin realizarea acestor evenimente cu vizibilitate, noi putem, aceasta este o cale și o breșă pentru dezvoltarea turistică în zonă. Sigur că trebuie gândită o strategie turistică, o strategie de dezvoltare turistică a județului nostru pe mai multe planuri. Eu v-am dat aici un exemplu. Se poate face o strategie, a analiza foarte bine tot ce avem la dispoziție și a se găsi soluții.
Dar, în primul rând, trebuie implicarea autorităților publice locale, sprijinul acestora, o bună colaborare cu ONG-urile care se implică și cu oameni care se implică și doresc să facă lucruri în acest sens, pentru că la astfel de evenimente sunt parteneri media, sunt sponsori locali, da? Deci aceste evenimente dezvoltă o întreagă conexiune de și o întreagă rețea de activități. Îmi povesteai tu cu altă ocazie, nu în Spania sau în Italia, sau nu mai știu în ce țară, nu ai mers, ai văzut pe un teren arid, nu un circuit turistic realizat foarte simplu și foarte atractiv, nu spune? Foarte atractiv, da. În Spania am fost, a fost un schimb de experiență și în cadrul unui proiect am fost acolo, pe programul operațional de pescuit. Și în Delta Ebrului am văzut ce s-a putut face pe un teren arid, sterp, unde vedeai un tufiș pe o rază de un kilometru. Am văzut ce s-a putut face din nimic. Dar acolo era o bună colaborare între, nu știu, noi avem inspectorate școlare, nu știu cum e acolo sistemul de învățământ, probabil că au și inspectorate școlare. Era o bună colaborare între autoritățile publice locale, inspectorate, inspectoratul școlar, acești antreprenori care dezvoltaseră pe trasee pe aceste puncte trasee atractive, nu? Exact, puncte de atracție de turistic. Agrement. De agrement, exact. Și atunci, în mod normal, că asta este o soluție. Este o soluție la îndemână. Și este o educație foarte bună pentru copiii noștri de a-și cunoaște mai bine, de a cunoaște orașul, de a cunoaște istoria orașului, de a se atașa de aceste locuri, pentru că odată cunoscându-le, ajungi să le îndrăgești. Vorbești despre ele, și înțelegând și problemele și situația reală, dezvolt această, nu știu, comuniune cu locurile natale și pe parcurs respectul față de natură, respectul față de locurile în care te-ai născut și poate și idei cu timpul. Da, de dezvoltare a zonei și de implicare civică. Că până la urmă și, de fapt, asta este, implicare civică. Astfel, apropo de ceea ce am văzut afară, la fel se poate face, de exemplu, la tabăra Stejarul. Pot fi făcute tabere acolo și realizate protocoale de colaborare cu inspectoratele școlare ale județelor vecine nouă. Și ca schimb, ca scurte excursii sau nu știu, tabere de 2-3 zile, tabere de creație cu costuri foarte mici, pot fi realizate astfel de deplasări, rezolvând și problema acestor antreprenori care în momentul de față nu pot să supraviețuiască și în mod normal nici nu pot să se dezvolte. Eu am văzut acolo la, că dau tot exemplul ăsta, că despre asta vorbim, la tabăra Stejarul, nu am văzut clienți la acel restaurant, am văzut că piscina este dezafectată, nefolosită. Vă dați seama dacă ar fi acolo două tabere de creație pe săptămână. Sau o tabără de creație de 3 zile pe săptămână. Să vină copii din Călăraș, de exemplu, cu costuri foarte mici, dar cât să permită celui care gestionează, care are în locație de gestiune acel restaurant, să aibă un minim de rulaj, astfel el putând, pentru că, să știți, o locație se vede dacă este vizitată. Clara Mărculescu, m-a spus că te întrerupe emisiunea noastră, este la final. Te-aș ruga acum la final să îi îndemn cumva pe giurgiuveni să iasă la vot, duminică având loc alegerile locale. Un îndemn către giurgiuveni pentru a vota, pentru a ieși la vot.
este cumva de datoria noastră a ne comporta responsabil și a ne informa și a merge pentru a vota și a ne stabili, nu destinul, că este mult spus, a stabili soarta municipiului și județului pentru 4 ani, înțelegând cât de important este persoana care conduce o instituție, că este mai importantă sau că este mai mică, important este, știți cum se spune, semnalul care se dă de la cap, de la conducere, pe structură funcționează și atunci exemplul este luat. Dacă avem conducători cinstiți, că așa ne dorim, cinstiți, competenți, care au dovedit că s-au implicat în comunitate și cărora le pasă de oameni, atunci să mergem și să-i votăm. Mulțumesc, Clara Mărculescu. Îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația. O să mai fii invitată la această emisiune. Să știi că am fost oprit pe stradă de foarte multe persoane care m-au rugat să te mai invit. Nu ți-am spus până acum. Iar dumneavoastră, stimați giurgiuveni, vă rog foarte mult să ieșiți la vot, să vă asumați această responsabilitate, fiindcă altfel este și greu de discutat, de criticat după aceea, dacă nici măcar la vot nu ai fost. Ne revedem săptămâna viitoare la Iluzii, Prejudecăți, Perspective.